Bastonul alb nu este numai un instrument care permite dobândirea independenței, ci este și un simbol care îi reprezintă pe cetățenii nevăzători din societatea noastră. Ziua Bastonului alb este sărbătorită în întreaga lume, pe 15 octombrie, pentru a atrage atenția asupra celui mai important simbol al nevăzătorilor. Scopul este de a pune în lumină aspecte specifice și prea puțin cunoscute de către marele public, privind viața persoanelor cu deficiențe vizuale. Unul dintre membrii reghineni ai Asociației Nevăzătorilor din România, Dumitru Todoran, spune că sunt două categorii de persoane cu probleme de vedere, cei care n-au văzut niciodată și cei care au dobândit în timp acest handicap. E foarte greu pentru cei care au văzut și pe urmă au trecut treptat la cei care nu văd, fiindcă se adaptează foarte greu. Cei care de mici n-au văzut, ei se adaptează, învață la școli speciale, învață scrisul, cititul și nu-i așa o problemă așa grea pentru ei. Pentru cei care au umblat la școli normale și au venit un accident sau ceva și au rămas fără vedere, se adaptează foarte greu, că vă dați seama, e blocat din start, nu mai poate să descurce de unul singur. Nevăzătorii spun că pentru ei mai greu decât de suportat deficiența este să lupte cu indiferența celor din jur, care le pot sări în ajutor, dar nu o fac. La persoanele care sunt sănătoase din punct de vedere vizual și nu au probleme, n-au avut tangență cu astfel de cazuri, să știți că nu prea dă importanță celor din jur. Care au cazuri în familie, ăia sunt mult mai atenți și mai înțeleg situația, dar care n-au cazuri, nu mă interesează, nu, dar și la o trecere de pietoni sunt care te ajută, vede că bâșbui sau ceva și atunci imediat intervine și te ajută să treci dincolo. Dar vă spun, numai cei care au situații și s-au lovit de așa ceva. Cu ocazia Zilei Nevăzătorilor în județ au avut loc turneu internațional de popice și concursuri, iar în data de 17 la Târgu Mureș se vor ține competiții de cultură generală, șah și table. Este o zi importantă pentru cei care nu au vedere la nivel de filială să sărbătorește în cadrul festiv cu nevăzători care participă la Târgu Mureș. Noi la Reghin, din păcate, suntem o grupă mai mică și cu o activitate mai scăzută. Nu avem așa mulți membri care să participe la activități. Câțiva, adică până în 10 maxim, dar nici 10. În Reghin există aproximativ 180 de nevăzători, în timp ce în zonă sunt circa 400. În Mureș, asociația numără 3300 de membri, iar în România trăiesc peste 60.000 de oameni care au probleme de vedere.